Bună dimineața, Biserica Punctul Zero! Cum sunteți în dimineața aceasta? Gata să lăudați pe Domnul? Haideți să ne ridicăm sau să vă ridicați în picioare, că noi suntem deja. Bună dimineața și celor care sunteți împreună cu noi pe online. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În dimineața aceasta vrem să venim în prezența Domnului nostru Iisus Hristos și să-L onorăm pe El. Ne bucurăm să vedem că avem și în echipa de închinare fețe noi. Dumnezeu să le binecuvinteze! Și Dumnezeu să le dea ungere să treacă peste orice emoție, să ne conducă în prezența lui Hristos. În Efeseni, în capitolul 1, Apostolul Pavel spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Noi suntem cetățeni ai altei împărății. Noi suntem așezați împreună cu Hristos în locurile duhovnicești. De acolo El trimite binecuvântări peste noi și în această dimineață, pentru bunătatea, pentru dragostea, pentru manifestarea iubirii sale față de noi, vrem să-i aducem laudă. Și Pavel continuă și spune, ne definește o parte din binecuvântări. O să citesc două, trei versete, că tot capitolul 1 din Efesenii e așa o glorioasă amintire a ceea ce a făcut Hristos. Dar spune versetul 4: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Spune: Dumnezeu m-a ales. În dimineața aceasta, când vii cu laudă, vreau să știi că încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu s-a gândit la tine, Claudiu, la tine, Sasha, la tine, Andrei, la tine în mod personal, și te-a ales înainte de întemeierea lumii. Și când știa că vei fi falimentar, a spus: Fiul meu va veni să plătească pentru tine. Fiul meu va plăti prețul. Fiul meu vi-l va descoperi pe Tată. Fiul meu va veni să ia asupra Lui păcatul tău. Te-a avut în inima Lui. Te-a avut în inima Lui. Și ce alt lucru mai frumos putem să facem în această dimineață decât să îi aducem rodul buzelor noastre, să cântăm spre lauda Lui, să batem din palme pentru El, dar să nu cântăm așa matematic, ci să cântăm din toată inima, să cântăm cu tot sufletul nostru, trupul nostru să fie împlinat, să fie în închinare, noi în întregime să îi aducem laude celui care s-a gândit la noi încă înainte de întemeierea lumii. A Lui să fie gloria. Tatăl nostru, mulțumim că Te-ai gândit la noi. Doamne Iisuse, mulțumim că Ai venit să plătești prețul pentru păcatele noastre. Duhule Sfinte, mulțumim că locuiești în noi și vrem în această dimineață, Sfântă Treime, să Te onorăm și să Te glorificăm, și vrem ca această biserică să fie o biserică care Îl înalță pe Dumnezeul ei, pentru că doar Tu ești vrednic, Doamne, doar Tu ești vrednic. A Ta să fie gloria și închinarea, a Ta să fie cinstea, a Ta să fie onoarea, Dumnezeul nostru. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Lăudați pe Domnul, aleluia! Doamne, Te lăudăm și ne închinăm Ție!
speranță. Ziduri ne-au separat, dar Tu ne-ai salvat cu a Ta putere. Când pășești lângă noi, atunci orice zi se surpă rapid. În atmosferă când rostim cuvinte, atunci când gura ta rostește ceva, ceva se întâmplă. Și la un moment dat, când eram în școală biblică și ne spunea, imaginează-ți că sunt îngeri și îngeri și îngeri, și când tu spui ceva în autoritate,
Tu dezlegi și aceia merg și slujesc. Și pentru mine a rămas în mintea mea, sunt pe soară tare vizuală și mă gândeam, wow, nu ne dăm seama de autoritatea și de puterea pe care o avem în cuvintele noastre. Coruri de îngeri se unesc cu noi, coruri de îngeri s-au unit cu noi în dimineața aceasta. Prezența Domnului a fost încă dinainte ca noi să venim aici. Noi decidem să intrăm în prezența Domnului. Dar în dimineața aceasta, te rog, deschide-ți gura și vorbește. Rostește, rostește cuvintele. Și îngerii, îngerii vin și slujesc. Dacă îți trebuie vindecare în trup, dacă îți trebuie liberare, dacă îți trebuie doar liniște și pace, nu știu de ce ai nevoie, rostește. Duhul Domnului este aici, Biserica Punctul Zero, și cei care ne urmăriți. Duhul Domnului este aici. Puterea Domnului este acolo unde ești. Rostește, rostește să vină în viață lucrurile. Haideți în dimineața aceasta, vreau să fii mai carismatici, vreau să fii mai cu putere, mai cu voință, mai cu curaj, să spunem, Doamne, e prezența Ta aici și eu, Maria Bogdan, Ana Maria, Victoria, cine ești, eu decid să intru și să rostesc lucrurile în ființă.
Yes.
zice Isaia, Isaia 6, a venit să se atingă de buzele lui. Prezența Domnului era așa de puternică. A venit să se atingă de buzele și a zis, nu merit, pentru că eu sunt un om cu buze necurate, într-un mijlocul unui popor cu buze necurate. Dar s-a atins cărbunele de buzele lui. Mă rog ca în dimineața aceasta, în timp ce cântăm Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, așa cum cântau îngerii, să vină să se atingă de buzele noastre, să vină să se atingă de buzele noastre, să zicem, Tată, aici sunt, aici sunt, trimite-mă în biroul meu, în familia mea, în grupul meu de prieteni, trimite-mă să vorbesc, să spun că există un singur Dumnezeu sfânt și că sfințenia Lui vindecă, sfințenia în sfințenia Lui e vindecare, e liberare, în sfințenia Lui e liniște, e pace, într-o lume în război e pace în El. Tată, Tu ești vrednic de sfânt. Hai să vorbim în limbi, să ne ridicăm vocile, să zicem, Doamne, Sfânt ești, Sfânt.
Sfânt, Sfânt, Domn la slav. Și tine. Tu ești. Nu e nimeni așa de minunat. Tu ești cel mai frumos.
ești cel mai glorios. Aleluia. Domnul se coboară în mijlocul laudelor poporului său. Domnul se coboară în mijlocul laudelor poporului său. Eu strig, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Eu strig, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Când îmi înalți vocea în laudă spre Împăratul, îngerii tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! 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 A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Aleluia! Haideți să strigăm împreună aleluia! 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 A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. Și au zis a doua oară: Aleluia! Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: Amin, aleluia! S-au aruncat la pământ și s-au închinat în fața celui ce ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: Amin, aleluia! Și un glas din scaunul de domnie a ieșit și a zis: Lăudați pe Domnul Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari, lăudați-L pe Domnul, lăudați pe Dumnezeul nostru. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul a început să împărățească. Un glas de gloată multă, alături de acest glas, alături de Biserica Punctul Zero, onorându-L pe Cel care a început să împărățească, pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Împăratul nostru, pe Regele, pe Dumnezeul nostru, pe Mielul, a Lui să fie gloria și slava și cinstea. Aleluia! Aleluia! Glorie Lui! Don't stop it.
Tu ai cel mai glorios nume și numele Tău este acel nume sub care se va pleca orice genunchi. Noi ne plecăm genunchii noștri și inimile noastre din dragoste față de Tine, Iisus. Alții își vor pleca genunchii în acea zi, dar îți mulțumesc că ne-ai cucerit, că dragostea Ta ne-a cucerit, că iubirea Ta ne-a tras spre Tine și ne-ai căutat atunci când noi eram pierduți și Te onorăm pe Tine, Mântuitorul nostru. În dimineața aceasta Te iubim și declarăm, da, Iisus, Te iubim, da, Iisus, Te iubim, ești minunat. Biserică, înalță-ți glasul, spune-i Domnului Iisus că-L iubești. Rugați-vă, rugați-vă, deschideți gurile și înălțați rugăciunea voastră de adorare și de laudă și de dragoste față de Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos este Domn peste boala din viața ta. Iisus Hristos este Domn peste legătura din viața ta care te mai ține în captivitate. El este Domn. Iisus Hristos este Domn și L-a trimis pe Duhul Sfânt ca mângâietor peste rana ta. El este eliberatorul. El este acela care are domnia și sub piciorul Lui, sub autoritatea Lui, poate fi zdrobită orice fel de adicție. Sub autoritatea Lui poate fi zdrobită orice fel de durere. Sub autoritatea Lui poate fi zdrobită orice fel de amintire care încă îți mai chinuie inima și sufletul tău și sentimentele tale. Vreau să te gândești la povara cu care ai venit în această dimineață, în acest loc. Că e vorba de ceva fizic, că e vorba de păcat, că e vorba de condamnare, că e vorba de orice altfel de lucru. Identifică-o. Și dacă ai identificat-o, haideți împreună
să facem această declarație frumoasă în care spunem: Iisus Hristos este Domnul. Dacă îmi spui acest lucru, Iisus Hristos este Domnul, apropie-te cu credință de Cel ce este Domnul și de Cel ce are puterea să spalme acel lucru din viața ta pe care l-ai identificat. Când spui Iisus Hristos este Domnul, vino cu credință spre El, pentru că cel ce crede primește, cel ce crede primește. Haideți împreună să declarăm în credință: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Și încă o dată: Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! 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 Să ocupați locurile, deși n-am ședea. Mulțumim grupului de închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată, în această zi de Rusalii, vă spunem bun venit.
suntem copleșiți, onorați și binecuvântați de manifestarea prezenței Duhului Sfânt în biserică. Și dacă v-ați apropiat cu credință, rămâneți în credință. Pentru că ce a făcut Dumnezeu, El a făcut. Amin. Amin. Copii, sunteți gata să mergeți la Happy Kids? Adulții, sunteți gata să primiți cuvântul Domnului? N-am auzit. Sunteți gata să primiți cuvântul Domnului? Amin. Pentru că Domnul ne vorbește, pentru că Domnul ne transformă, pentru că Domnul îl folosește constant pe pastor Fănel să aducă hrană, să aducă provocare, înviorare și creștere în această biserică. Haideți să ne pregătim inimile ca să primim cuvântul. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Un timp minunat de închinare. Domnul să vă binecuvânteze Iulia și echipa. A fost un timp de închinare reală, sub ungere. Cerul s-a rupt. Cerul întunecat s-a rupt. Dacă afară e încă întunecat, cerul s-a rupt. Amin? Era o imagine pe Facebook, un actor foarte cunoscut, e un film, nu l-am văzut, dar era vorba despre exorcistul și ținea cruce așa și zicea: ieși octombrie din luna iunie. Da. Cred că s-a produs o adevărată eliberare și în dimineața aceasta. Aleluia! Duh Sfânt al lui Dumnezeu, Tu ești prezent aici și îți mulțumim că ne dai favorul să gustăm din prezența Domnului nostru. Îți mulțumim că manifesti într-un mod clar domnia, puterea, suveranitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt, Tu deschizi ochii, Tu deschizi inimile, Tu dai viață cuvântului și îți mulțumesc că ești aici. 2000 de ani de lucrare intensivă. Ai născut sute mii de milioane de oameni. Ai născut din tine, din Duhul.
le-ai deschis ochii să-L vadă pe Iisus Hristos. Le-ai deschis mintea să primească cuvântul. Noi suntem rezultatul lucrării tale. Este ziua când oamenii vorbesc despre Rusalii, alții despre cinzecime. Doamne, noi vorbim despre Tine, nu despre o zi. Noi vorbim despre o persoană. Pentru că astăzi ne aducem din nou și din nou aminte ceea ce Tu faci în fiecare secundă în viața noastră. Îți mulțumim că ești în noi și nu doar peste noi. Îți mulțumim că ai pus un duh de înfiere să-i spunem Dumnezeului celui atotputernic, Abba, Tati. Mulțumim că chiar și acum și oricând ne rugăm, Tu te rogi împreună cu noi. Îți mulțumim că atunci când citim cuvântul, Tu descoperi cuvântul. Mulțumim că ne dai capacitatea de a auzi vocea Ta, călăuzirea Ta, îndrumările Tale. Îți mulțumim că atunci când chemăm prezența Ta și Te invităm la lucru în numele atotputernic al Domnului nostru Iisus Hristos, Tu vii și îl glorifici prin lucrările Tale pe Tatăl și îl înalți pe Fiul. Tu vii și vindeci ceea ce omul nu poate vindeca. Tu vii și dai viață în locul morții. Tu vii și dai libertate în locul captivității. Îți mulțumim, Duhul Sfânt. Îți mulțumim că ne îmbraci. Ne-ai îmbrăcat și ne vei îmbrăca cu putere până veacul acesta se va încheia. Vrem să-Ți onorăm prezența și să spunem că suntem vii în Duhul numai și numai datorită Ție. Lucrării Tale ascunse și Te implorăm în numele Domnului Iisus, revarsă și mai mult. Te implorăm în numele Domnului Iisus, nu ne lăsa în indiferență, nu ne lăsa în întuneric, smulge-ne cu puterea Ta, adu vitalitate în spiritul, Duhul nostru și în trupul nostru. Și biserica spune amin. Încă stau în Duhul meu și nu știu dacă am să renunț la mesajul din dimineața aceasta sau nu. Dar vom vedea ce se întâmplă. Așa că rămânem cu Duhul sensibil la lucrarea Lui. În timpul închinării a fost așa un moment în care cred că Duhul Domnului mi-a descoperit lucrul acesta. Și aș putea să spun, este la fel. Spune la fel. Situația pe care noi o trăim în ultimul an este cumva la fel. La fel cum au trăit ucenicii în acele zile de la înviere până la revărsarea Duhului. Lipsit de speranță. Planurile au căzut. Chiar și conducerea tulbure, că nu știau cum să
aleagă și tot ce a învățat Domnul despre glasul Duhului și despre faptul că Duhul Sfânt, vă dați seama că doar cu puțin timp înainte, Duhul Sfânt fusese prezentat de Domnul Iisus ca acela care vă va conduce în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare și ei totuși trag la sorți. Domnul nu ne-a lăsat să fim călăuziți prin barbut. Domnul ne-a lăsat să fim călăuziți prin voce, prin glas. Oile mele aud glasul meu. Și cât de bulversați erau ei în zilele acelea, faptul că, da, l-au văzut pe Hristos înviat, l-au văzut, au fost martori, totuși stăteau într-o stare de pesimist total. Vreau să vă întreb, câți participau la întâlnirile lor? Doar 120. Cine erau 120? Erau cei de acasă. Erau oamenii care au rămas ca și nucleu și am stat și mi-am imaginat și imaginez în Duhul meu cum a arătat acele zile până la revărsarea Duhului. Aveau și eu o echipă, poate, de securitate care stăteau la ușă, făceau trierea. E o întâlnire privată. Și cumva, în Duhul meu, am auzit, la fel, spune la fel. La fel. Dragii mei, nu știu dacă ăsta este momentul despre care Scriptura vorbește, dar mă regăsesc foarte mult în Apocalipsa, capitolul 11. Lucru pe care Domnul ni va promite că va fi la fel cum a fost la început. Ceva destul de asemănător. Dacă gândiți-vă la tot contextul celor 120 de acum aproximativ 2000 de ani. Gândiți-vă puțin, știau că ei că Hristos este viu? Da. Știau ei că Iisus Hristos s-a înălțat? Știau ei că Iisus Hristos este la dreapta Tatălui? Și cu toate acestea, lumea din afară îi vedeau ca aceia care l-au urmat pe acel Hristos care a fost răstignit de romani și a cărui trup au fost furat. Până în ziua cinzecimii. Până în ziua cinzecimii, când Duhul lui Hristos promis că îl va trimite de la Tatăl și doar datorită lui ei nu vor rămâne orfani, singuri. Dragii mei, faptul că nu conștientizăm, asta nu înseamnă că nu este o realitate. Dar ar fi groasnic dacă nu am avea Duhul lui Hristos în noi și noi totuși am crede și am fi cu frică de Domnul. Am trăit sentimentul de orfan și noi n-am fost chemați să-l trăim pentru că Duhul ne-a fost dat la fel. La fel ca acum 2000 de ani. Și va mai fi dat la fel cum a fost acum 2000 de ani până când Hristos se va arăta pe norii cerului. La fel. Spune la fel. Așa a promis Domnul. Că va fi dat fiecărei generații, indiferent cât de mare număr va fi chemat, va fi dat la fel. Apostolii, când au văzut că Duhul Domnului s-a revărsat peste oameni, au spus un cuvânt, o expresie. La fel ca și peste noi. Sau
s-au uitat la oamenii din lume pe care ei considerau din perspectivă iudaică, pentru că mintea lor era încă înnoită. Trebuia să fie înnoită, să înțeleagă că Evanghelia trebuie dusă până la marginile pământului. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Hristos înainte de a se înălța. Și când spune până la marginile cuvântului, evreii nu erau până la marginile pământului, pardon. Nu erau până la marginile pământului, erau acolo. Și faptul că i-a trimis până la marginile pământului includea, le-a dat viziune clară. Ce a făcut ca viziunea aceea care le-a fost transmisă clară, cine are îndoieli că Hristos nu a fost clar în exprimare? Că Domnul înainte să fie înălțat, gândiți-vă, trup de slavă. Stau și mi-închipui cum a început să leviteze și să se înalțe. Gândiți-vă ce momente glorioase. Și ultimele lui cuvinte a fost: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce le-a spus lucrul acesta? Pentru că însemna: cu această autoritate vă trimit pe voi. Duceți-vă până la marginile pământului. Sunt convins că cuvintele Domnului au fost cristal și au fost clare și făcute de înțeles pentru orice individ, orice persoană care era acolo. Și cu toate acestea, n-au înțeles decât când Duhul Sfânt a venit peste neamuri, la fel ca peste ei. Duhul Sfânt le-a deschis ochii și a spus că ce a fost promis pentru voi este promis și pentru ei. Și atunci au priceput că Evanghelia trebuie dusă la neamuri. Au priceput pas cu pas, pas cu pas. Nu degeaba Apostol Pavel se ruga pentru biserica din Efes pentru un duh de revelație, de descoperire. Dragii mei, avem nevoie de un duh de revelație, de descoperire. Avem nevoie pentru că ne-am poticni fără revelația Lui. Am intrat în ritual fără descoperirea Lui. Când suntem deschiși în Duhul nostru, ca să auzim glasul Lui, suntem capabili să facem pașii care împlinesc voia Lui. Poți împlini voia Lui în mod automat, cea generală, dar sunt momente, aici, acum, sunt momente specifice ale voii Lui, care nu sunt scrise și care vin doar descoperite în Duhul nostru. Cum? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost trimis să nască culte. Duhul Sfânt a fost trimis să nască mișcări. Duhul Sfânt a venit să dea viață trupului. La fel ca în grădina Eden. Un trup care s-a format și a prins viață când Duhul Tatălui din ceruri, când Duhul Tatălui din ceruri a fost suflat peste trup. Trupul a prins viață când Duhul Sfânt a fost revărsat. Și lumea a priceput cine este Hristos. Și atunci au întrebat: ce să facem? De ce spun că seamănă cu Apocalipsa 11? Aș vrea să vă citesc, deschideți împreună cu mine și acum stăm în atmosfera asta. Și voi citi de la versetul 1 și vom sta cât Duhul Domnului ne va permite în acest text. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unui prăjin și mi-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care
vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Deci, când te uiți la cele două versete, lăsați să meargă fundalul, când vă uitați la cele două versete, lucrul care îl descoperă Domnul este ceva se va întâmpla în lumea asta și semnul va fi că templul, curtea templului va fi călcată de neamuri. Era o trimitere directă la Ierusalim, la templu, la dărâmarea lui în anul 70. Este foarte interesant că din anul acela, din momentul acela, din anul 70, până în 1948, când Israelul a fost reînființat ca stat, doar Israelul era doar un oraș, Ierusalimul era un oraș păgân, era al neamurilor. Le-a fost dat din nou Israelului. Mergi acolo și vezi la Zidul Plângerii și în Ierusalim, evrei, dar și dintre neamuri, cum vin și se roagă pentru pacea Ierusalimului. Dorința de a fi refăcut acest templu. Unii spun că va fi refăcut, alții spun că nu va fi refăcut, că templul suntem noi. Dumnezeu a transformat un templu de piatră într-un templu de carne, alcătuit din pietre vii, din tine și din mine, și a făcut din noi o seminție aleasă, preoți împărătești. Dumnezeu a dat favor tuturor de a deveni preoți, ceea ce până în momentul acela, până la Hristos, nu s-a putut. Era doar pe linie de sânge. Și acum tu și cu mine avem, datorită Duhului Sfânt, care ne-a născut din nou, prin naștere din nou, am devenit preoți. Și atât ce spune, se va întâmpla ceva în perioada aceasta, zice, voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrășmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au puterea să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Adică, de la dărâmarea templului până într-o zi când fiara se ridică din adânc, ei fac o lucrare. General vorbind, sunt trei interpretări a acestui text. Unii spun că e vorba despre Moise și Ilie, alții despre Ilie și Enoch, iar alții mai puțin drept, că e vorba despre Israel și biserică. Acum, dacă respectăm regula de interpretare a cuvântului și citim în contextul Sfintei Scripturi, context apropiat și context larg, lucrurile sunt foarte clare că nicăieri nu apare o referire decât la Ilie că ar trebui să revină. Și n-am să dezbat lucrul acesta pentru că însuși Domnul Iisus Hristos se spune a și venit, făcând trimitere direct la Ioan Botezătorul. Nicăieri nu apare că Moise ar reveni. De aceea nu intru în a explica dacă e Moise și Ilie sau dacă este Ilie și Enoch, de ce cele trei personaje sunt aduse în discuție, pentru că știm foarte clar despre Ilie, foarte clar despre Ilie și despre Enoch,
știm că nu au murit fizic. Au fost luați la cer. Moise este discutabil, pentru că auzim și citim în Scripturi că s-a bătut pentru trupul său, îngerul Mihail, cu Satana. Ceea ce înseamnă că e posibil să fi murit și evreii consideră că au murit și consideră că Domnul n-a vrut să-i se facă un mormânt pentru că ar fi devenit ca un Dumnezeu pentru ei. A fost o delegare mai departe pentru Iosua. Dar, rămânând cu mintea la versetul 3, voi da celor doi martori ai mei. Cine sunt acești doi martori ai mei? Sunt doi martori. Aceștia, versetul 4, aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Și dacă cunoști contextul larg al Scripturii, mintea îți rămâne foarte clar cine sunt martorii. Până la biserică, ce martor a avut Dumnezeu pe acest pământ? Israel. Însă atâtea promisiuni, Scriptura este plină, mai ales Vechiul Testament, este plin de promisiuni, plin de afirmația lui Dumnezeu când spune că prin tine, cu referire la Israel, mă voi face cunoscut, neamurile vor ști cine sunt eu. Iar nouă ne-a fost promis de Domnul însuși, înainte de înălțare. Ne-a fost promis celor 120, acei ucenici care au stat până la revărsarea Duhului, a fost promis că li se va da o putere când Duhul Sfânt va veni peste ei, pentru ce? Care e scopul? Ca să fim martori. Apostolul Petru, când vorbește că noi suntem pietre vii și suntem preoți al lui Dumnezeu, zice că mandatul nostru este să vestim puterile veșnice ale lui Dumnezeu. Suntem chemați să vorbim despre El. Ioan spune că vă vorbesc ceea ce am văzut și ceea ce am pipăit și am auzit cu urechile mele. Ce înseamnă asta? Martor. Biserica a fost chemată să fie un martor în carne și oase a cine este și ce poate face Dumnezeu. La fel ca poporul Israel. Dumnezeu în lumea aceasta a rămas cu doi martori. Când te uiți la poporul Israel, dragii mei, dacă Dumnezeu și-ar fi lepădat poporul său ca să înlocuiască cu biserica, cum se spune, dragii mei, ar fi tragic pentru noi. Că ar fi un Dumnezeu care își rupe legământul căsniciei și oricând îl poate rupe cu noi. Dar Dumnezeu nu face așa. Și spune în Roman 11 că poporul Israel este măslinul cel bun, cel vechi. Iar noi suntem măslinul sălbatic, care este altoit. Adică din măslinul acela vechi tai și iei ceva sălbatic și pui sau de soi ca să aducă rod și mai mult. Asta este scopul. Adică, cu alte cuvinte, Domnul nu a lepădat Israelul, ci a adăugat neamul la Israel, făcând un singur popor. De ce? Ca să aducă și mai mult rod. Oameni, ca tine și ca mine. Dragii mei, care au fost primii care au vestit Evanghelia? Evrei, poporul Israel. Care, cum s-au născut primele biserici? Din evrei, din poporul Israel. Și încet, încet neamurile s-au adăugat. Gândiți-vă, s-au adăugat.
Și aici lucrurile sunt foarte clare. Doi martori și zice două sfeșnice, două comparații. Dacă nu știi cartea Apocalipsei foarte bine, n-ai să înțelegi ce este cu sfeșnicul. Dar în primele 3-4 capitole, când Domnul vorbește despre cele 7 biserici, zice, sunt 7 sfeșnice. Și printre cele 7 sfeșnice umblă Domnul. Adică gândiți-vă la sfeșnicile acestea din fața mea și eu aș umbla printre ele. Sunt în fața mea? Că așa spune aici, în versetul 4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Nu vă mai dau versetele din Vechiul Testament unde spune foarte clar că poporul Israel este și sfeșnic și martor. Iar în Apocalipsa, Domnul spune că cele 7 sfeșnice, ca să priceapă Ioan, apostolul, nu ne lasă, cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Și atunci, în contextul Scripturii, înțeleg un lucru foarte clar. Că Dumnezeu, de la dărâmarea Ierusalimului, a rămas cu doi martori, cu doi martori, doi martori care vorbesc despre el, două sfeșnici care, ce face sfeșnicul? Luminează până într-o zi. Dragii mei, în versetul 5 din Apocalipsa 11, dacă umblă cineva să le facă rău, dacă umblă cineva să le facă rău, vreau să vă întreb, în cei 2000 de ani, hai să ne uităm la primul segment, Israelul. A căutat cineva să le facă rău? Oh, da. De la plecarea Domnului Iisus, de la înălțarea Lui până în anul 70, când Ierusalim a fost distrus, arat, din anul 70 până în 1948 și nu numai, chiar până în zilele noastre, Israelul a fost țepuș pentru multe popoare. Și multe popoare, nu numai Hitler, foarte mulți, foarte mulți au fost împotriva Israelului și au căutat să le facă rău. Despre biserică, ce să mai zicem? E de-a noastră, suntem din ea, de la început. După ziua cincizecimii au și început, cu biciuiri, închisori, prigoane, martiraj, până când? Până azi. Până când Israelul îi stă împotrivă națiunile, popoarele? Până azi. La fel. Și spune cuvântul așa, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrășmașii lor. Le iese din gură un foc. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc mistuitor. Ce le iese din gură? Cuvânt. Dacă stai de vorbă cu un evreu veritabil, pentru că zice Apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne clarifică că nu toți cei care coboară din Ierusalim, din Israel, sunt evrei. Au și ei ramurile care au fost tăiate, lepădate, cum și biserica va avea. Și dacă stai de vorbă cu un evreu adevărat, n-ai cum să ratezi să n-auzi despre Domnul. N-ai cum să n-auzi despre cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt îmbibați în Scripturi, în Tora, în Vechiul Testament, care este tot cuvântul lui Dumnezeu, care este de folos.
care este ca o sabie cu două tăișuri. Pentru că și noi îl utilizăm. Ce iese din gura bisericii? Foc. Să spui astăzi, în vremea de astăzi, că Dumnezeu a rânduit de la început căsătoria să fie între un bărbat și o femeie și familia este alcătuită doar dintr-un bărbat și o femeie și orice sodomie, orice lucru este în afara voii sale, este potrivnică voii sale și a persoanei sale, ca să spui așa ceva, astăzi este un foc pentru unii. De acord? Și ori de câte ori biserica a avut un cuvânt de spus în societate, ori de câte ori biserica a rostit cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu sub ungere, cuvântul ieșit a fost ca un foc. A transformat și a incomodat. Pentru că focul este bun. Te încălzești cu el, îl folosești, datorită focului poți să mănânci. Focul are părți bune, dar focul poate aduce și multă distrugere. Din gură care mistuie pe vrășmașii lor. Care sunt vrășmașii lui Israel? Siria! Iordania! Palestinienii! Pavel era evreu când scria Efeseni 6, vă garantez lucrul ăsta. El spune că n-a renunțat la calitatea lui de evreu. Atât poporul Israel cât și neamurile au un singur vrășmaș. Împărăția Întunericului cu tot ce înseamnă ea. Cu toată lumea demonică. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Dragii mei, putem să facem cât am vrea noi cu privire la legi schimbate, la partide schimbate, la oameni puși în funcție schimbați. Cât ne-am luptat noi cu carnea, dacă ignorăm faptul că noi nu aducem o luptă naturală, ci una spirituală. Vrășmașul nostru este împărăția Întunericului. A fost și va fi până în momentul când vom pleca de pe acest pământ. Și cuvântul nostru, am cântat astăzi, ziduri cad. Dragul meu, am văzut de atâtea ori, înainte să mă urc pe scenă, sau când am vorbit cu cineva, am avut momente când puteam să stau și în mâini și să predic și nu pricepea nimic omul respectiv. Credincios, și nu odată, de foarte multe ori mi s-a întâmplat. Credincios cu inimă bună. Să nu priceapă lucruri elementare. Și sigur, mulți dintre voi ați întâlnit lucrul acesta. Dar când Duhul Domnului vine în ungere și armele cu care luptăm noi nu sunt acele supuse firii pământești cu pistoale, mitraliere și cuțite și baionete, ci sunt arme întărite de Dumnezeu ca să surpe orice întăritură care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și când cânt, cum am cântat azi dimineață în timpul de închinare, când cânt astfel de cântări, înainte să mă urc pe scenă, mi s-a întâmplat nu odată, de foarte multe ori, să zic, Doamne, în întâlnirea asta am de-a face cu un om care are zid. Te iubește, ține la tine, iubește cuvântul, dar are ziduri care stau împotriva cunoașterii tale totale, nu parțiale. Și în numele lui Iisus Hristos, întărește-mă și pune în gura mea arme care să dărâme întăritori. Versetul 5 în continuare. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Satana va pieri sub picioarele noastre.
pentru că noi suntem mădulari în trupul lui Hristos. Și va fi călcat în văzul tuturor dacă prin jertfa de la cruce a fost călcat pe cap. Zice, nu știu câți dintre voi ați văzut un șarpe murind, dar șarpele după ce îl omor, chiar dacă îi strivești capul, se mișcă, zice, până la sfințitul soarelui. Și am văzut lucrul acesta. Până la sfințitul soarelui. Capul i-a fost zdrobit, Satan a fost legat, însă tot trupul lui, toată împărăția lui este încă activă și se mișcă până când soarele acestei lumi va apune pentru totdeauna. Când Hristos se va arăta pe norii cerului, împărăția întunericului va fi îngenunchiată. Amin, dragilor! Pentru că în cer nu ne vom mai lupta cu așa ceva. În cer nu vom mai avea o fire și nu vom mai avea o împărăție potrivnică. Vom fi una cu Hristos și cu Hristos vom fi una cu Tatăl. Și ce vă spun? Putem pricepe doar pentru că Duhul Sfânt este activ. Și o să vedeți că ajungem la fel ca în perioada de cincizecime. Ia uitați versetul 6. Ei au puterea să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Unde, frate, face biserica și poporul Israel? Mă, poporul Israel cam oprește apele și cam dă drumul la ape. În mod fizic. Iordania cumpără apă de la potabilă de la poporul Israel, nu știu dacă știți. Poporul Israel a văzut că țările din jur nu au apă, e pustiu acolo și în Israel e pustiu. Eu am crezut că când ajungi în Ierusalim, ajungi așa, în un fel de măgura, peștera, grădiștea de la noi. Că așa citim noi Psalmul 23, cu pășun verzi. Frate, deșert, pustiu. Mori până ajungi în Ierusalim dacă te duci pe jos dintr-un oraș într-altul. Și oamenii ăștia au zis, ok, și, apropo, capitala Israelului, știți câte izvoare de apă potabilă au? Unul singur. Un singur izvor care a alimentat cu apă templul în vechime. Acolo unde David, e ca o peșteră pe unde David a intrat. Și oamenii aceștia a zis, apa asta e pentru noi, Marea Galilei e apă dulce și o folosesc și ei, doar pentru ei. Și a zis, ce le dăm la vecini? A luat apă din Mediterană, e apă sărată. Eu am crezut că Marea Neagră a noastră este sărată. Dar nu, Ogna Sibiului cu Mediterana sunt aproape, numai că nu te ține așa de bine ca la Ogna. Și au luat apă, au trecut-o printre fabrici, unde desalinizarea este un proces acolo foarte amplu, și scot apă potabilă și au și sare. Și apoi potabilă o trimit cu conductă. De aia un popor potrivnic, ca Iordania, care sunt lângă ei, nu zic nimic. Pentru că sunt cu mâna pe conductă. Închid apele și le deschid. Practic! Biserica... Păi frate, numai de când sunt eu întors la Domnul, mai bine de 20 și ceva de ani, și mă uit câtă învățătură mi s-a dat sau dau despre autoritatea credinciosului. Și tot nu o pricepe. Biserica lui Hristos are autoritate. Biserica lui Hristos are autoritate pe care nu o pricepem, dragii mei. Considerați o minune mai mare a chema ploaie la timp sau în cazul nostru de a opri-o la timp? O considerați o minune mai mare decât a ține pe cineva legat datorită sau din cauza păcatului? Din cauza păcatului. Pentru că asta zice Domnul Iisus, ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Contextul în care spune aceste lucruri nu se referă la diavol, se referă la disciplinarea
unui frate sau unei surori în contextul de biserică. Te duci la el și spui, și dacă n-ascultă de tine, mai ia cu tine încă un martor și spune din nou, și dacă nici atunci nu vrea, adu-l în fața adunării și spune-i adunării, și dacă nici atunci nu se pocăiește, să-l scoateți din mijlocul vostru. Și Domnul zice, ce veți lega pe pământ, va fi legat în cer. Ce considerați minune mai mare? Oameni buni, da, Iisus Hristos a murit pentru omul ăla, cum adică să fie legat? Ei, asta e o minune. E o minune mare. Să ții un om blocat, spiritual vorbind, prin ascultarea lui, îl poți ține blocat, ca și trupa lui Hristos. Noi ne uităm numai la învieri din morți, ne uităm numai la oameni vindecați. Eu însumi am fost vindecat. Câți dintre voi ați fost vindecați într-un mod miraculos de Domnul? Miraculos! Mâna sus, dragilor! Mâna sus! Tragic cât de puțini au rămas nevindecați. Ar trebui să fim toți! Câți dintre voi ați văzut miracole în care Dumnezeu din nimic a făcut ceva dintr-o dată? Câți dintre voi să nu ai ce mânca la școala biblică, apropo de școala biblică, să nu ai ce mânca și în timp ce gătești să te rogi în alte limbi, să știi că îți ajută. Nu vă mai spun de nebunia. Mi-aduc aminte, am avut un musafir din Republica Moldova. Domnul să ne ierte. Era pocăit, venise și el la o conferință și l-a îngăzduit noi studenții, unde locuia mai mulți studenți, la un loc. Mă, și eram cu camera goală, frigiderul era un lux. Camera goală, nimic n-aveam. Dar nimic, au fost perioade astea de credință majoră. Și mi-aduc aminte ce am făcut atunci. A venit fratele, ne-am așezat cu toți la masă și am pus oala pe foc și am mâncat imaginații. Avem aici o ciorbă a la grec și am pus farfurile pe masă, i-am pus polnicul să uita la noi. Deci nici nu vreau să mă gândesc ce a gândit omul ăla. Nu știu dacă am mai călcat vreodată în România după experiența asta, dar am pus la fiecare. Eram câțiva frați, eram printre cei mai buni la școala biblică în contextul ăla. Deci nu eram niște frați așa exilați. Și am pus ciorbă, ne-am pus, am adus rugăciuni de mulțumire. După aceea felul 2, am deschis cuptorul și am scos tava. Și am tăiat friptura invizibilă. Vreau o bucată mai mare? El credea că noi ne jucăm, glumim așa înainte de masă. Și am zis, nu, la noi e foarte serios. Asta ne ține de foame. Bine, mi-aduc aminte că a fost perioada de lux în care uleiul cu vegeta, o știți voi, generația tânără, uleiul cu vegeta, dacă aveai o roșie, schimba total gustul. Așa, ulei cu vegeta și cu pâine. Așa a trecut o zi, două. În fine, ca să închei istoria cu fratele, când a văzut ce bunătățuri aveam la masă, să zice, dar și asta, frate, hai că merg eu la supermarket jos și iau ceva de mâncare. Și am mâncat. Puterea credinței. Nu știu dacă altfel scotea banii din buzunar, că stătea gratis la noi, da? Dar, dragii mei, Dumnezeu lucrează. Eram student la școala biblică și tot așa o perioadă de prosperitate materială, pentru că eu am crezut că dacă suntem la școala biblică, suntem toți unul pentru toți și toți pentru unul. Nu stă așa, la mâncare și bani nu. Am venit la școala biblică, am pus friptura, am pus zacusca, totul. Toată mâncarea cu care aș fi supraviețuit probabil 2 luni a fost mâncată în 2 zile. De toată gașca. Nu era problemă, eu am fost fericit că am împărțit cu frații, dar nimeni n-a mai împărțit cu mine. Și înghioream mațele și stăteam înaintea Domnului și mergeam pe stradă și zic, Doamne, dăm 5, nu mai știu cât era, 5 lei, dăm să cumpăr o Eugenie. Așa o cheamă și pe mama. Eugenia. Și zic,
dă-mi să cumpăr o egenie. Trecea unul cu brânzoaică, pufăind și aburind și îmi zis, Doamne! Și am ajuns acasă, n-aveam nimic de mâncare. Și am zis, Doamne, m-ai trimis la școala biblică. Gândiți-vă, cu ceva luni înainte, nu duceam lipsă de nimic. Conduceam o afacere a părinților, eram cu ei acolo, mergeam bani la mine, nu știam ce înseamnă să nu ai bani. Și stăteam și mă rugam și am zis, Doamne, ce o să mănânc în seara asta? Și la poartă, cling-lang, și mi-aduc aminte și acum sora deschide o poartă și era o soră cu o oală plină, cu mâncare și cu câteva sacoșe. Mă uit la ea, da, cu ce te pot ajuta? M-a trimis Domnul să aduc de mâncare. Dragii mei, și sunt frații aici în biserică care au fost cu mine, avem autoritate pe care nu o cunoaștem suficient de mult. Fost frați cu mine în diferite contexte, chiar și hobby, plimbându-mă prin pădure, ziceam, ploaie pleacă în numele Iisus Hristos. Îți poruncesc, am venit să mă odihnesc, să mă bucur de natură, pleacă. Și îmi trimitea soția mesaje și zicea, unde ești? La noi plouă torențial. Și făceam selfie, la mine e soare. În situații. Nu pot da vina pe Domnul. Nu pot să-L învinovățesc cu ceva când El a zis, toată puterea mi-a fost dată, toată autoritatea mi-a fost dată. Duceți-vă, v-am dat autoritate. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Mi-aduc aminte de o relatare în care, dacă nu mă știu, Derek Prince spunea, lângă biserica lor era un club de rock cu muzică satanistă, un pub ceva de genul. Și în timpul predicii, cred că s-auzea zgomot sau ceva, nu mai țin minte detalii, a poruncit și a zis, în numele lui Iisus Hristos, opresc această lucrare din peretele de vis-a-vis al bisericii. Și locul a luat foc, s-a distrus. Țin minte de niște frați și surori care au exagerat și n-au înțeles cât de periculos este să te joci cu această autoritate. A fost o vrăjitoare cunoscută care făcea ravagii în zona unde activau frații și surorile și s-au dus acolo, au înconjurat casa și au început să se roage și să cheme judecata Domnului. Femeia aceea, cu cheia pe dinăuntru, în ială, a fost descoperită după nu știu câte zile, carbonizată în pat, cenușă. Povești? Nu. Nu. Sunt realități pe care Dumnezeu ni le-a dat. Este o responsabilitate, ce zicea și sora, să umbli cu cuvintele tale. Pentru că Scriptura ne spune, cuvântul nostru poate aduce moarte sau viață. Mi-a părut rău când i-am zis la un frate să aveți furtun și ploaie. Că după aceea am zis, acum a fost furtună și ploaie, iartă-mă. Dar mi-am dat seama, zic, în loc să-l binecuvântez, i-am dorit ce nu trebuia să-i doresc. Dar nu i-am dorit, i-am spus așa în glumă. Dar după aceea mi-am adus aminte că-s cuvinte care au putere. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui și va omorâ. Dragii mei, nu mai știu cât pricepeți, cât vă aduceți aminte, dar fiara este o putere politică. Este o forță politică, un imperiu. Nu este anticristul, conform Apocalipsei, combinat cu interpretările din Daniel,
fiarele care ieșeau una din mare sau de unde mai ieșeau, erau forțe, imperii. Și zice că la un moment dat mărturisirea lor se va opri când fiara se va ridica, un imperiu se va ridica. Cuvântul ne spune foarte clar că Imperiul Roman va fi renăscut. Uniunea Europeană nu e nimic altceva decât o renaștere a Imperiului Roman. Noi suntem niște zile foarte, foarte interesante. Cântăm despre asta, dar credem mai puțin ce cântăm. Sunt vremuri de conflict. Și uitați ce spune aici. Când își vor isprăvi, îi va birui și îi va omorâ. Cineva spune, cum frate, poporul Israel va fi omorât și biserica va fi omorâtă? Nu este o vorbire simbolică. Dragii mei, dacă vă uitați cu mare atenție, s-a dorit și se dorește foarte mult datorită contextului din 2020. S-a dorit să se închidă gura bisericii. Pentru prima oară în lume, oficial, nu s-a mai ținut Paștele anul trecut. Dragii mei, nu trebuie să ignorăm lucrul acesta. A fost ca o moarte a bisericii și biserica, știți cum este? Este mai leneșă și mai indiferentă decât poporul Israel. Ăia cred că și-au rupt cămășile să nu țină Paștele evreiesc. La noi, las că merge și online. Să nu frângi tu azimile. Să nu sărbătorești așa cum a spus Tora și spune cuvântul. Și e o imagine asemănătoare cu moartea. Aici. Dar uitați ce spune. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice semenție, de orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate. E vorba doar de o perioadă scurtă. Dacă vă uitați această oglindire, 3 ani și jumătate, 3 luni și jumătate, aici e vorba despre 3 zile și jumătate. Deci este un moment scurt comparativ cu alte momente. Și lumea se va bucura de imaginea aceasta. Biserica a fost înfrântă. Dacă vă uitați la toate comentariile de anul trecut, când nu era Paști și câțiva frați sau surori, nu vorbim de păstori care au dat mâna cu fiara, plângeau acolo în mesajele lor. Unde este Paștele nostru? Lumea se bucura. Stați în casă că și așa aveți clădiri. Stați în casă că și așa ați luat banii oamenilor. Lasă, în sfârșit! Și-au dat daruri, s-au bucurat și se bucură de priveliște când biserica este închisă sau îi se bagă pumnul în gură. În Israel lucrurile stau la fel. Mi-aduc aminte de ghidul nostru, cum îi numea pe evrei ortodoxi, el fiind evreu, evreu, colonel în armata israelită. Și ghidul nostru în Israel stătea și îi vedeam pe evrei ortodoxi, aceia cu crilionți, aceia care sunt practicanți, de fapt. Știți cum le-a spus? Uite păduchii societății. Crezi că lui ăla i-a păsat, evreu fiind, i-a păsat că Paștele nu mai este ținut? Sărbătoarea cortului nu mai este ținută? Nu. S-a bucurat. Dragii mei, dar versetul 11 cu 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașilor i-au văzut. Și versetele care continuă spun despre finalitatea
sunt scenele care vor încheia istoria omenirii. Și iată în versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunelor de domnie s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și a zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărătești, să împărățești. Dragii mei, că trăim vremurile astea acum, de această moarte spirituală de care lumea se bucură, pentru că ușile bisericilor sunt închise. Ceea ce se întâmplă în alte biserici, de stau oameni la 2 metri distanță cu masca și un număr de 10 când ei sunt biserici de 1000. Sunt țări în lume în care bisericile și acum sunt închise. Sunt țări în care biserica n-a mai fost deschisă de anul trecut. Că trăim perioada asta, sau asta este o imagine la ceea ce va urma cândva. Un lucru trebuie să plecăm din locul acesta, cu un lucru în mintea noastră. Că lumea se va încheia la fel cum a început cu biserica. O biserică închisă, în camera de sus, într-un loc în care nu intra oricine, plin de frică, de frământare, dar oamenii aceia au devenit alții când Duhul de viață de la Dumnezeu a fost vărsat peste ei. Ce trebuie să știți este că momentele de final ale acestei lumi, nu vorbesc despre o biserică care stă prin păduri, de o biserică care stă prin peșteri, de o biserică care stă cu ușile închise, de o biserică care stă online, ci Scriptura vorbește de o biserică peste care legea Duhului de viață în Iisus Hristos va domni. Duh de viață de la Dumnezeu va fi trimis și biserica se va ridica și nu va mai conta baptist, creștin după Evanghelie, pentecostal, carismatic sau orice altă confesiune, nu va mai conta, pentru că oamenii vor fi umpluți cu glorie, cum a fost umpluți la început. Ei vor proroci, ei vor face semne și minuni și în glorie biserica se va ridica, pentru că este promisiunea Tatălui din ceruri dată prin Duhul în cuvânt, că biserica pe care Hristos o va lua este fără pată, fără zbârcitură, este sfântă, neîntinată. Aceasta este biserica pe care Hristos o va lua pe norii cerului. Nu o biserică înfrântă, cu mască la gură, timidă, timorată, fricoasă, ci o biserică victorioasă. O biserică victorioasă. Tineri, fii și fiice și bătrâni, copii, umpluți cu Duhul Sfânt. Amin? Prorocesc peste biserica noastră. Duh de viață de la Dumnezeu. Proces peste lucrarea de tineri. Duh de viață de la Dumnezeu. Proces peste lucrarea cu copiii. Duh de viață de la Dumnezeu. Peste orice context în care se află oameni care îl iubesc pe Domnul, Duh de viață de la Dumnezeu. Duh de viață al Dumnezeu. Tată, este promisiunea ta că tu vei încheia istoria cu ceea ce se vedea că este mort și lumea de afară se bucura. Tu o vei încheia revărsându-ți Duhul de viață, aducând viață în locul morții. Tu vei ridica o biserică pe cei doi martori, pe cei doi măslini, pe cele două sfeșnice. Israelul și biserica o vei ridica la tine plină de viață, umplută cu Duh Sfânt, umplută cu glorie. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i spunem Domnului: Doamne, așteptăm acest moment. Spune în dreptul Tău: Doamne, sunt gata să fac parte din acest moment. Vreau ca lampa mea să fie plină de uleiul Tău. Vreau, Doamne, ca rezervele să-mi fie pline.
Vreau, Doamne, să te aștept că atunci când vei veni pe norii cerului în glorie și mă vei lua împreună cu biserica ta, vreau să fiu plin de tine, vreau să fiu plin de Duhul tău cel sfânt. Doamne, este promisiunea ta că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani se va întâmpla și astăzi, cu da și amin. Cu da și amin. Se va întâmpla la fel. Se va întâmpla la fel. O cameră plină cu oameni timorați. O cameră cu oameni care nu mai aveau nădejde. O cameră cu oameni care știau că Iisus Hristos este viu, este înălțat și șade la dreapta Tatălui. Dar când Duhul de viață de la Dumnezeu a fost dat, lumea a fost guduită. Lumea s-a cutremurat și se cutremură până astăzi. Și Biserica Domnului spune, amin. Și Biserica Domnului spune, amin. Amin. Dragii mei, plecați cu gândul acesta. Biserica este a lui Iisus Hristos. Biserica este lucrarea pe care însuși Domnul o clădește. Și porțile locuinței morții nu vor putea sta împotrivă. Indiferent de orice regim se va ridica, orice gaz se va ridica, biserica va rămâne până când Hristos o va chema la cer. Dar este alegerea noastră să facem parte din această biserică. Amin? Este alegerea noastră. Și spune, Doamne, aleg să fiu umplut la fel cum ucenicii tăi au fost umpluți în ziua cinzecimii. Cu Duh de viață de la tine. Toarnă Duhul de viață peste mine. Adu viață în locul morții. Restaurează sufletul meu. Restaurează mintea mea. Restaurează trupul meu. Restaurează căsnicia mea, relațiile mele, soția mea sau soțul meu, copiii mei. Restaurează, Doamne, tot ce mi-ai dat și mi-aparține. Restaurează Tu. Amin. Duhul Sfânt este un Duh al restaurării. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, să-și reverse prezența Lui peste voi, fiecare din voi, nu numai aici, și în timpul săptămânii, în fiecare zi. Amin? Mulțumim celor care au fost cu noi. Domnul să vă binecuvânteze și pe voi. Transmite salutările noastre tuturor celor care au lipsit astăzi și ne vedem cu ajutorul Domnului duminica viitoare. Luați loc, două anunțuri.